În urmă cu două luni am fost la o conferință, GSConf, la Budapest. Am zis să nu vin cu mâna goală de acolo, am venit cu o prezentare. Prezentarea se numește JavaScript in Wonderland. E una dintre prezentările care au fost acolo, e un pic adaptată de mine. E, cred că, prezentarea care mi-a plăcut cel mai mult. Dintre toate, inițial a fost făcută de Claudia Hernandez, o fată. Despre ce e vorba, de fapt, o să vedem niște chestii interesante despre JavaScript, câteva anomalii, câteva lucruri care ar fi bine, poate să le știm, și la sfârșit o să vedem și o mică parte de securitate și la ce ar trebui să avem grijă în multe cazuri. Prima chestie cu care începem o să fie niște chestii de calcule în JavaScript. Mat.max minus infinit. Mat.min infinit. În caz că încercați să le folosiți și faceți comparații cu alte valori sau vreți să le folosiți în orice alte contexte, să știți, nu vă bazați pe valoarea lor. De asemenea, dacă vrem să le comparăm pe cele două, nu sună foarte corect din punct de vedere matematic, dar asta este ce o să primim înapoi. Operațiile în virgulă flotantă. 0,1 plus 0,2, spre exemplu. O să returneze 0,3, dar la sfârșit avem un 0,00 ceva. Și asta pentru că IEEE 754 este standardul după care se face implementarea în virgulă flotantă și în care operațiile nu se fac chiar 100%. În sensul că pot rămâne undeva niște decimale. Și mi-aduc aminte prima oară când am pățit o chestie asta, stăteam în fața calculatorului și îmi făcea cruce, că nu venea să cred. Și primul instinct a fost să mă duc să postez pe Facebook, fii antena, 0, nu știu cât făceam, 0,3 cu 0,2, îmi dă 0,5, nu știu cât. Și comentează un fost coleg de facultate. Da, pentru că IEEE 754. De asemenea, dacă declarăm o variabilă A și după aia îi dăm un console log, 0,12 afișat va fi 10. Știe cineva să zică de ce? Exact, exact. Pentru că dacă noi punem 0 în față, asta se consideră în baza 8. 0,12 în baza 8 este de fapt 10 în baza 10. Dar să avem grijă la numerele care le punem cu 0 în față, n-am avea motive să facem asta, dacă nu vrem să folosim baza 8. Dacă facem comparații de array-uri, da, avem două array-uri cu același element în interior. Ne-am așteptat poate să fie egal. Nu sunt egale dacă spunem 3 de egal. Alerturile. Da? În cazul în care vrem să... E valabil oriunde vrem să folosim numere foarte mari, cu multe cifre. Asta este 21 de 1 în cazul ăsta. Pe sfârșit o să se piardă. Indiferent ce numere punem aici, ele o să fie 0. La fel, pentru că numerele în JavaScript se reprezintă în virgulă flotantă și nu are suport pentru numere foarte mari. Da? Deci dacă vrem să folosim numere foarte, foarte mari, ar fi bine să ne uităm la variante, nu să folosim direct stocarea de numere din JavaScript. Da? Și astea sunt câteva dintre lucrurile prin care trebuie să avem grijă. Că putem ajunge să facem debugging, să tot căutăm, să ajungem la linia de cod care are problemă, să vedem care e de fapt problema, să nu se creadă ce se întâmplă aici, de fapt. Câteva lucruri despre none, not a number, nu? Dacă facem type of not a number, o să ne spune că e number, de fapt. Ceea ce, na, cumva se contrazice cu definiția lui, de fapt. Dacă facem un număr împărțit la un string, spre exemplu, not a number, să zicem cât de cât ar fi, s-ar încadra în peisaj. Dacă facem 0 împărțit la 0, la fel o să returneze not a number. Dacă facem radical din minus 9, este not a number. Dar, totuși, type of not a number este number. Și, dacă încercăm să comparăm not a number cu not a number, cele două nu sunt egale. Și de ce? Pentru că IEEE 754 e modul cum se definesc floating point standards
Și, de fapt, există peste 16 milioane de valori pe care not a number poate să le ia. Da? Și atunci, în momentul în care facem not a number diferit de not a number, probabil o să fie adevărat. Adică șanse de peste 16 milioane să fie adevărat. E foarte greu să se nimerească valoare egală. Și, da, stăm atunci, poate și ne gândim, ok, not a number, ce vrea să însemne. Unii s-au gândit că poate ar fi bine să-l redenumim. Annual reminder, not a number stands for not a none. Joke, evident. Dar, cel puțin, funcția is none, de none, o să ne returneze true. Deci, măcar aici avem lucru. Are de... Poftim? Are toate cazurile acolo înăuntru. Are el ceva mecanism. N-am făcut debug să intru până acolo. Ok, hai să ne uităm un pic la null. Type of null. Object. Da? Nu e chiar obiectul la care ne-am aștepta. În principiu să-l vedem. Inclusiv dacă intrăm pe Mozilla Developer Network, o să zic pe implementarea type of null, e un bug în ECMAScript. Pentru că ar trebui să fie null, în mod normal. Și unde am putea avea probleme cu lucrul ăsta? Dacă aveam, să zicem, un obiect, rabbit, da? Și vrem să afișăm culoarea, una dintre proprietățile lui. Interpretorul de JavaScript o să vină, o să stea să calculeze și o să zică, ok, da, nu pot să citesc proprietatea color al lui null. Da? Dar eu mai înainte am verificat aici că rabbit e object. Dar numai că el poate să fie și null. Și atunci null.ceva o să ne arunce o excepție. Și de aia ar fi indicat, spre exemplu, una dintre metode prin care se poate face, dacă vrem să verificăm că este obiect, ar fi bine să verificăm și că este diferit de null. Da, eu ce fac de obicei, aș verifica, spre exemplu, rabbit pentru să fie true și dacă are o proprietate. Asta ar fi o altă variantă. Sunt mai multe moduri în care se poate face. Array.sort. Foarte mult îmi place funcția asta, în special când vine cineva la interviu și zic, ok, uite un array, scrie o funcție de sortare și scrie array.sort. Da, fantastic. Și avem, spre exemplu, un array cu niște numere, apelăm funcția sort și observăm că aici este o anomalie. Da, poate ne-am aștepta să vină 2, după aia 4, după aia restul numerului. Și care e de fapt problema aici? De ce se face sortarea așa? Pentru că e sortarea lexicografică. Da, înseamnă că nu se uită la valoarea numărului, se uită la valoarea caracterelor pe care vrem să le sortăm. Spre exemplu aici, red și blue o să sorteze bine. Dacă e B care vine înainte de R. 80 și 9, 80 o să fie înainte. Da, pentru că 8-ul Unicode value e 56, 9 e 57, da? Și atunci o să fie 9 mai mare decât 80. Putem folosi ce folosește by default, e code.add, care ne returnează valoarea care vedem aici. Și atunci se va sorta după 2, 2, 3, 4, 9. Da? Ideal ar fi dacă vrem să sortăm și să ne folosim de funcția din array, să-i dăm ca argument un comparator. Da? Și să zicem, facem o comparare și returnăm o valoare. Sau, și mai bine, de atât, dacă avem S6, putem să folosim direct arrow functions și să returnăm A-B. Și atunci A4-le o să apară la poziția care trebuie și nici nu o să scriem 5 rânduri de cod pentru asta. Tilde operator. O folosit cineva tilde operator de aici? O mână ridicată? Două mâini ridicate. E ok. Tilde operator, ce face el de fapt? Dacă știți, mai not sunt... The bit. Poftim? Not the bit. Nu chiar, nu chiar. Dacă știți, pe, poate mai intrați pe LinkedIn și mai ies recruiterii care pun câte o poză. Bară plus liniuță egal 3. Bară plus... liniuță egal 4, 5 plus pare egal cât.
ceva de genul putem să facem și de aici. Minus 2 tilda e 1. Minus 1 tilda e 0. 1 tilda e minus 2. Care de fapt ce face el? Minus n plus 1. Da? Pune un minus în față, adică numărul negat, și face plus 1. Face, da, am zis bine. Și ce am putea noi să facem, spre exemplu, cu tilda-ul ăsta? Păi dacă avem un array, da, cu 3 denumiri, participanții la tea party, și vrem să vedem dacă March Hare a fost la tea party, da, facem un index of. Și atunci am putea să verificăm dacă index of e mai mare decât 0, sau dacă e diferit de minus 1, sau dacă nu a fost la tea party, dacă e mai mic ca 0, sau dacă e egal cu minus 1. Da? Pentru că dacă nu se găsește un array, atunci o să returneze index of minus 1. Dar ce am putea să facem mult mai simplu e să punem un tilde în față. Tilde tparty index of minus 1 o să returneze 0. Da? Și în general e foarte utilă pentru funcțiile care returnează minus 1. Ca să nu mai facem toate verificările, punem direct tilde în față și atunci știm. Dacă expresia cu tilde ne returnează true, înseamnă că nu se găsește. Dacă ne returnează false, cred că e invers. Da, dacă ne returnează true, se găsește și dacă ne returnează false, nu se găsește. Da? S-ar putea să fie un pic criptic în ideea în care foarte multă lume nu a auzit de tilde și nu-i folosit. Și dacă îl vede prin cod, o să zică, ce e asta, home folder sau ceva. Dar e un shorthand relativ util. Da? Dacă ne uităm la undefined, dacă avem o variabilă pe care o definim, noi inițializăm. Egal undefined. Asta ne returnează true. Dar undefined se află și în window. Este un obiect de pe window chiar. Și dacă am vrea, spre exemplu, să definim o variabilă undefined, numele să fie undefined, și să-i dăm o valoare, și să-i dăm un console log, ce credeți că se întâmplă? Să afișează valoarea? Depinde. Bă, îți convins că nu surprinde pe nimeni? IE 8 și sub îți permitea să schimb valoarea lui undefined. Și atunci când dădeai console log undefined, we are all mad. Da? Pentru că i-am dat o valoare. În modern browsers asta nu se mai întâmplă. Console log-ul o să rămână undefined. Chiar dacă noi încercăm să definim asta, Mozilla Developer Network ne zice și de lucrul ăsta, is non-configurable, non-writable, property in ECMAScript 5. Chiar și așa se recomandă să nu abuzăm și să nu încercăm să definim ceva pentru undefined. Da, cum e și în cazul ăsta, dacă am fi pe IE 8, dacă asignăm valoarea 5 și după aia dăm un console log, o să fie 5. Și poate avem o altă valoare, o altă variabilă care îi atribuim valoarea 5. Și după aia facem un check să vedem dacă e undefined și o să ne returneze true. Dar noi știm că e 5 și e egală cu undefined. O să fie... O să înjurăm mult și o să stăm în fața calculatorului. Dar cred că pentru că pe ei au încă nu implementat F5. Da. Da, e strange. Da. So, ce am învățat până acum? Not a number este de fapt un număr. Null este un obiect. Array.sort sortează lexicografic. Și tilda este utilă pentru funcții care returnează minus 1. Și, câteodată, undefined poate să fie defined. Da. Dar, încă n-ați văzut tot. Petrecerea numai ce începe. Și ce o să vedem mai departe, nu are neapărat scopul de a fi folosit. Și, în principal, pentru ce a fost gândit, a fost challenge in amuse programmers, dar s-a ajuns la alte derivate cu timpul. Și o să vă povestesc un pic despre non-alfanumeric JavaScript. Și o să vă rog să fiți un pic atenți, pentru că câteva noțiuni care ar trebui să le prindem de la început. În primul rând, știm cu toții,
Două paranteze, access array sau string object properties, da? Paranteze rotunde le folosim pentru calling a function. Un obiect ar putea, spre exemplu, să returneze object-object, da? De multe ori am văzut în consolă afișat. Plus este folosit pentru appenduit string-uri, pentru a face sume sau pentru a face casting la numere și semnul exclamării pentru negări în boolean. Și ce am putea noi să facem cu astea, de fapt? Spre exemplu, dacă negăm un array gol, asta o să ne returneze false. Dacă asta ne returnează false, dacă negăm de două ori, evident, ne returnează true. Dacă încercăm să-l convertim la un număr, false convertit la un număr este 0 și true convertit la un număr este 1. Și ce înseamnă asta, de fapt? Eu pot să obțin orice număr fără să scriu niciun număr, de fapt. Da? Da, pentru că 9 o să-l obțin, fac de 9 ori operația care am văzut-o mai înainte. Da? La fel și cu string-uri. Dacă la false adun un array gol, o să returnez un string false. Și la fel și pentru true. E același lucru ca și cum aș aduna un array, un string gol. Da? Și la fel și pentru numere. Dacă vreau să obțin string 1, o să adun la operația de dinainte, plus în față. Da? Și pentru 2 e același lucru. Și dacă aș vrea, spre exemplu, să obțin numărul 1, 2, 3, aș putea să scriu așa. Da? Pentru că se poate, nu mă oprește nimeni. Ce altceva mai putem obține? Dacă avem un array gol ca la care încercăm să accesăm proprietatea array gol, o să ne returneze undefined. Plus obiectul să fie number, not a number, nu știm sigur. Și la fel și pentru array plus obiect, gol, o să ne returneze un string, object, object și niște paranteze. Da? Și atunci, spre exemplu, noi dacă vrem să obținem cuvântul filter, o să iei din false primul caracter și al cincilea din undefined și așa mai departe și să obții cuvântul filter. Da? Sau la fel am putea să obținem constructor din toate cuvintele astea pe care le putem noi genera fără niciun caracter. Da? Și dacă mergem mai departe, putem face call sau concat sau slice, sort, cam în principiu orice. Putem să obținem orice string fără să scriem niciun string. Și dacă luăm o expresie de genul ăsta, care, dacă te uiți așa la ea, nu prea, probabil nu o să meargă, ar zice unii. Dar dacă stăm să o luăm pe rând, avem un array gol, da? Și array-urile au o proprietate filter, care filter este o funcție, de fapt, da? Care orice funcție are un constructor, da? Care funcția de constructor o să fie o funcție care este o funcție anonimă care o să interpreteze ce primește ca și parametru. Da? Adică o să fac o function de alert 1 care pe urmă o să se execute și ce să vezi, facem un alert în browser. Da? Și așa se poate deriva și se poate ajunge la cam orice cod de JavaScript care o să arate cam, nu este tapet de perete, ăsta e chiar e cod JavaScript. Și da, e foarte, foarte interesant, cel puțin. S-au gândit unii chiar la asta. Este un site, Files Hierography, unde poți să introduci cam orice script și îți convertește la un script de genul ăsta. Și nu este unul, că mai este UTF-8GP și mai este 6Charles.js și mai este JScrewIt și care, probabil care o să-l țineți voi minte este JSFAQ. În care, da, putem veni să luăm orice bucată de JavaScript, să o băgăm aici, îi dăm in code, ne face, cred că putem să-i spunem și ofuscarea și obținem ceva de genul ăsta. Da, și putem inclusiv să importăm jQuery ofuscată în felul ăsta. Cineva s-a gândit să o facă publică. Da? Și arată ceva de genul ăsta. Da,
Nu vă recomand să și faceți asta, să folosiți în codul vostru astfel de biblioteci. Nici pe departe nu vă recomand să încercați să faceți debug sau să scrieți de mână așa ceva. Dar unii au fost mai inventivi. Și, spre exemplu, băiatul ăsta are un achievement unlocked, hacking eBay. Da? Și ce-a făcut el de fapt? eBay a publicat la un moment dat, security researcher discovered vulnerability. Da? Și ce făcea de fapt? eBay prevents users from including scripts. Da? Deci ei fac o filtrare după iframe și după script și alte HTML tag-uri care ei le consideră malicious. În momentul în care introduci ceva, da? Ca să nu poți să faci cross-site scripting sau whatever, la ce te gândești tu. Dar cine s-a gândit să filtreze afară paranteze de drepte și semne exclamări până la urmă? Că, da, au mai venit încă unul care scrie niște paranteze, na, lasă să comenteze, asta este. Dar, JSFAQ, using, can insert a remote controllable JS that can, for example, do whatever you want, că până la urmă este JavaScript, nu? Și, de ce ar trebui nouă să ne pese, până la urmă, de toate lucrurile astea? Knowledge is power, da? Am văzut mai înainte, deci niște paranteze și niște semne exclamări. Da, dar dacă știi ce să faci cu ele, poți să preiei controlul în multe locuri. Da, inserezi codul tău, ce site vrei. Pentru că alții, dacă nu știu, nu se pot feri de lucrul ăsta. Pushing the limits, la fel, în orice limbaj. Cu cât te duci mai departe și cu cât încerci lucruri mai îndrăznețe și mai colorate, cu atât poți ajunge la performanțe mai bune sau la zone în care nu a ajuns nimeni până acum. De exemplu, serverele eBay. Da? Breaking the rules câteodată. Asta e variabilă în special pentru corporatiști. Nu trebuie tot timpul să respectăm regulile și să facem doar ce ni se spune în specificații. Câteodată e bine să mergem mai departe, pentru că dacă noi nu o să ne gândim la asta, să va gândi altcineva. Și în cazul ăsta s-ar putea să fim noi cei care o să aibă probleme. Și de fiecare dată, playing is learning. Da? Cel mai bun mod de a învăța este să te joci. Și o să vă las la sfârșit cu un citat din If Hemingway Wrote JavaScript și aștept întrebările voastre de final. Înainte de toate site-urile alea care le-ai numărat acolo, folosesc același algoritm sau același concept? Sau sunt diferite? Nu cred să fie un lib, sincer, n-am verificat. Dar, din ce mi-am dat eu seama, sunt implementări diferite. Adică fiecare a venit cu implementarea lui. Ideea e că s-a ajuns la numărul minim de caractere, care era 6, de fapt. Era unul dintre ei, da. Deci, numărul minim de caractere cu care poți să generezi orice cod JavaScript este. Implementările, nu știu să zic, posibil, dar nu cred. Cred că fiecare au ieșit o rezervat plăcerea de a scrie propriul algoritm. Dar ei, când apelau metode, ca să scrie, genereze numele metodelor, folosau caractere din output-ul exact. Nu din true, false. Exact, exact. De unde își luau litera X, de exemplu? Sunt, nu știu să zic, adică dacă ne uităm la... ceva plus, plus. Probabil, da, că se poate face și shiftare. Da. Ah, îi adaugi... de kilo și adaugi unul sau ceva. Mă zic simplu, dar au reușit. Codul ASCII. Exact. Se poate și ăla. Adică sunt câteva stringuri pe care le poți genera. Da, X-ul într-adevăr nu se află pe lista asta, dar sau s-ar putea să fie un alt string care se generează tot așa, sau shiftare prin... Da, 20 sau de filmat da. Și... Exact, exact. Deci da, dacă au fost suficient de inventivi încât să se gândească la asta, cu siguranță s-au gândit cum să scot un X. Și știi cum vă spune la eBay ce-au făcut ca să repare treaba asta? Ce... Păi ce-au făcut și până atunci? Un filter. După, adică da, s-a filtrat și
Da, în sensul, dacă vezi ce s-ar putea face, altceva e să încerci să și execuți. Cumva, da? Adică să iei bucata de string care e comment sau e postare sau ce-o fi pe eBay, să vezi, bă, dacă îl pune într-un interpretor de JavaScript, ce se poate întâmpla. În două eroare sau îmi zice că ar fi un semicod valid de JavaScript. Exact. Și după poate câte ori era mai mare, jQuery exclude? Nu, mă aștept să fie mult mai mare. Adică dacă ne uităm, eu îl văd limitat până aici, sincer nu cred că e numai atât, adică numai jQuery-ul. Nu, asta e limitat, știi. Mă gândesc, da. Bun, la jQuery e două linii, e minificat. De asta zic. Văd că e vreo 50. Da, ori tăia scrollbarul de jos și... Nu știu, mă aștept să fie mult mai mare. Da. Dar cum se găzituie? Când găzituie face pattern matching pe bucăți de cod care se repetă. Și aici crezi că nu se repetă? Da, asta e. Oarecum se găzituie asta. Că așa e super huge, 10 mega se așteptă. Poate se găzituie în 5 kg sau ceva. Dacă ar fi mai mic, ar fi interesant, într-adevăr. Dar cred că nu-ți ignoră caracterele în face de zi. Nu, cred că se bazează pe pattern-uri, adică cu cât e mai mult text, cu atât îți comprimă mai bine. Dar nu pattern-ul de cod. Pattern-ul de text. Pattern-ul de string. De string, da. De string, da. Aici, în practic, nu mai string, că ai numai... Nu, zip... Nu faci minificare, doar zip-ul e... Share. De algoritmul de vizionare. Am înțeles. Ok. Păi, I guess that's it. Mulțumesc.